sute de fani s-au adunat la aeroport pentru a-i întâmpina pe fotbaliștii de la Manchester United care au venit la Chișinău pentru meciul cu campioana Moldovei Sheriff. Suporterii i-au întâmpinat cu urale, chiar dacă vedetele clubului englez nu au zăbovit pentru a le împărți autografe. După ce a ajuns în Moldova, renumitul fotbalist Cristiano Ronaldo a publicat un selfie pe rețelele de socializare care a adunat milioane de like-uri. Așteptăm pe grei Manchester United la conferința de presă, unde vom afla mai multe detalii despre meciul care urmează, dar și despre cum aceștia au ajuns în Republica Moldova. Republica Moldova, aveți foarte mulți fani care vă iubesc și vă așteaptă aici. V-au așteptat foarte mult. Este, mă simt foarte bine aici. E bucuros să aud că oamenii sunt bucuroși să aibă echipa Manchester United. Se află doar de jumătate de oră în Moldova. Am văzut că oamenii sunt foarte buni și așteaptă cu nerăbdare meciul de mâine. Este foarte fericit să fie aici în Moldova. Mâine veți da fanilor autografe ceva, pentru că oamenii au venit pentru voi în special aici. Au cumpărat din timp bilete. Imediat după meci, trebuie să se întoarcă la Manchester, pleacă direct la aeroport, ca au alte planuri și programul încărcat. Oamenii de preză foto. Ronaldo, l-ați văzut, cum e el? E super, nu ne vine a crede că încă suntem aici și îl vedem. L-am văzut pe Eriksen, Bruno Fernandes, pe Malacia și Maguire. Cum ți-au părut? Interesant. L-ai văzut la televizor până acum? Da. Momente, mii de oameni au venit să susțină echipa preferată, cozile imense, le puteți vedea chiar acum în spatele meu. Vreau să-l văd pe Cristiano, dar să nu zici la nimeni. Cu cine ai venit astăzi la meci? Cu niște prieteni. Pe cine susține această seară? Я поддерживаю сегодня Шериф, на все матчи хожу Шерифа, ребята молодцы, стараются, ну сразу видно, что молдаване наши. И в Шерифе молдаванина? Да, да, сразу видно, ну там, потому что стараются, понимаете, они работают. Мы работаем во всем мире, они работают на поле, и они сегодня будут шикарно себя, покажут себя шикарно. Че джеста Луи Кристиано Роналду, вы если чел мой куноскуду в него? Су, нет? Вау! Ну и вот, и Кики в Шерифе любит вот так делать. А они все наоборот? Да, наоборот. Роналдо делает так. Получается, да, получается Роналдо. Извините. Тогда я снимаю майку. Простите. Astăzi la meci ați venit cu toată familia? Nu, cu băiatul mai mare care este mare amator. Sheriff, Tiraspol sau Manchester United? N-am favorit eu. Ai venit să-l vezi și pe Ronaldo ca toată lumea? Am venit să văd un meci frumos. Cum crezi, care o să fie scorul din această seară? 3-1, Manchester. What do you know about Moldovan football team, Sheriff? We know they're very good. We know they beat Real Madrid in the Bernabeu last year, and we know they're top of our group, and we're only third. She's the greatest team in the world. Don't you forget that. It's going to be 5-0. Prieteni, niciodată pe pământul moldovenesc nu au alergat atâtea milioane de euro. Îi puteți vedea deja pe cei de la Manchester United și pe cei de la Sheriff antrenându-se și deja este și principalul cavaler al inimii tuturor moldovencelor care sunt aici, Cristiano Ronaldo.
реприза. Очень впечатляюще. Парк Формоз. Партибург. Marcat de Cristiano Ronaldo, faimosul gest al portughezului a fost reprodus și aplaudat de tot stadionul. Cum a părut meciul din această seară? Un pasiv pentru echipa de la FC Sheriff. De ce? Puteau să bat chiar și două goluri. După meci, jucătorii Sheriff Tiraspol au făcut poze, dar și au primit autografe de la starul portughez. Și-a făcut părerea. Mi-a plăcut foarte mult jocul, s-a văzut calitatea echipei din Europa, da, și sper să mai văd meciuri din acestea. Отлично, отлично, они молодцы, держались хорошо. Bună seara! Bună seara! Cum v-a părut? Mișoarele sunt de pe. Mișoară, da. Mișoară. O secundă. Клас. Кто красивее, Роналдо или ваш парень? Парень. Ну, это тот, который не очень хорош. Он даже ему понравился. Кум поборот Роналдо на час сэр? Дэм. Кум тебя поборот Роналдо на час сэр? Фрумущел? Патрен? Да. Та ци фрумущел? Май синчер. Ну. Ты спой я дам куми Роналдо. Да. Спуни синчер. Спуни синчер. Что, плакуться? Ну. Цыганел. Да? Super, a jucat. Cum v-a părut în această seară Ronaldo? Energetic și corpul e foarte sportiv. Ce cu fotbalist de al nostru l-am putea compara? Cu da. Niciunul! Cristiano! Mulțumesc frumos, frumos, frumos! Cristiano, thank you! Cristiano! Thank you! Cristiano! Da, meci, asta da, seara. A primit un tricou și semnătura mare lui Cristiano Ronaldo. O să port cu drag acest tricou și iată cum se încheie cu adevărat emisiunea la Fiul Ierbii. Ne vedem într-o nouă ediție. Pe curând!